Bună ziua, stimați telespectatori, ne aflăm în cea de-a doua zi de Paști și astăzi au loc numeroase manifestări religioase a credincioșilor ortodoxi. Totuși, deja începând cu ziua de astăzi, au început și activitățile oficialităților politice care vizitează la ora actuală mai multe state. Despre aceste activități pe larg, în telejurnalul de astăzi la început, iată titlurile ediției. Premierul Serbiei Ivica Dačić așteaptă de la oficialitățile austriece să susțină Serbia în drumul spre Uniunea Europeană. Vicecancelarul Austriei Michael Spindelegger a declarat că Austria susține Serbia în integrările europene. Exportul record al Serbiei în luna martie de 857 milioane euro. Mâine va predomina vreme schimbătoare cu ploi locale, fiind posibile intemperii. Temperaturile maxime până la 27 de grade Celsius. Președintele Guvernului Serbiei, Ivica Dačić, a declarat astăzi la Viena că Serbia așteaptă de la Bruxelles o veste bună referitoare la începerea negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană și că ar fi recunoscătoare Austriei ca data să fie stabilită în luna iunie. În urma negocierilor pe care le-a avut cu vicecancelarul Austriei și șeful diplomației Michael Spindelegger, Dačić a spus că a putut auzi că oficialitățile vieneze susțin drumul european al Serbiei. El a mai spus că Serbia dorește să contribuie la stabilitatea și încrederea în întreaga regiune, că negocierile cu Priștina vor continua și va începe implementarea acordului semnat la Bruxelles. Vicecancelarul Austriei și ministrul afacerilor externe Michael Spindelegger a declarat astăzi în urma întâlnirii cu premierul guvernului Serbiei Ivica Dačić că Austria susține Serbia și că va opta ca ea să primească data pentru începerea negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană, menționând totodată că el consideră că nu trebuie să existe noi condiționări pentru Serbia. Vicecancelarul austriac în conferință de presă comună a menționat că Austria va depune eforturi ca la viitoarea întâlnire a Consiliului Europei să înceapă negocierile pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană. El a mai spus că cu premierul serb Ivica Dačić a discutat și despre relațiile economice, menționând că Austria în Serbia deja a investit o sumă de peste 3 miliarde euro. El a invitat pe Dačić să participe la viitorul forum european de la Bacău. Primul vicepreședintele al Guvernului Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat astăzi că mâine se va întâlni cu reprezentanții sârbilor din nordul Kosovo și Metohiei, dar și cu cei care trăiesc în sud de râul Ibar, menționând că după aceste discuții totul va fi cu mult mai clar. Aleksandar Vučić a confirmat astăzi că pe data de 12 mai se va deplasa în Kosovo pentru a explica cetățenilor și reprezentanților sârbilor din Kosovo că acordul semnat la Bruxelles este o soluție reală care va crea posibilități pentru dezvoltarea țării întregi. Din cele spuse de Vučić, argumentele sunt de partea lui și el nu se teme să stea de vorbă cu cetățenii pentru a le explica situația reală. Referitor la criticile care sosesc din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe, Vučić a spus că multe din cele auzite l-au surprins și că aceasta înseamnă amestecul Bisericii în politică. Președintele Adunării Serbiei, Nevojsa Stefanović, a exprimat astăzi speranța că vizita lui Aleksandar Vučić în Kosovo va reuși să convingă sârbii că acordul referitor la normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina este benefic și pentru ei. Stefanović a mai adăugat că sârbii din nordul Kosovo și Metohiei trebuie să înțeleagă că aderarea Serbiei la instituțiile europene este orientarea strategică a Serbiei și că se va găsi un compromis și pentru că acest acord să fie acceptabil și pentru sârbii din Kosovo. Vicepreședintele Guvernului Serbiei și ministrul Comerțului și al Telecomunicațiilor, Rasim Ljajić, care se află într-o vizită în Arabia Saudită, astăzi s-a întâlnit cu prințul Saud al Faisal, care exercită și funcția de ministru al afacerilor externe al Arabiei Saudite. Ljajić a declarat că în urma acestei vizite și stabilirea relațiilor diplomatice din cele două state s-au creat condiții pentru avansarea relațiilor economice dintre Serbia și Arabia.
Ministrul Agriculturii Goran Knežević a declarat astăzi că în scurt timp se pot aștepta rezultate bune și realizarea colaborării intensive cu Israelul în domeniul agriculturii. Knežević a spus că în urma vizitei de săptămâna trecută a unei delegații în Israel, în frunte cu președintele Tomislav Nikolić, s-a menționat că oamenii de afaceri din Israel sunt interesați pentru investiții în Serbia, pentru că, după cum am spus, noi avem un climat bun, pământ calitativ, ceea ce reprezintă un potențial pentru o producție bună. De la noi se așteaptă să exportăm produse agroalimentare, pe când ei sunt interesați pentru importul cărnii de vită, fapt despre care am dezbătut cu ocazia acestei vizite, a spus Knežević. Poliția din Kosovo a confirmat că astăzi la Priștina a fost arestat cel mai cunoscut narcodealer, Nasser Kelmendi. În baza informațiilor poliției, Nasser Kelmendi este principalul finanțator și organizator al comerțului cu heroină. Acest narcotic sosește în peci din autobuzele din Istanbul și Albania, iar după aceea iau drumul spre Rojaie și Novi Pazar, de unde apoi pleacă spre vestul Europei. În urma celui de-al doilea atac aerian asupra unor localități din Siria, premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat în China într-o vizită de mai multe zile, fapt prin care s-ar putea conchide că în următoarele zile nu vor avea loc noi raiduri aeriene asupra Siriei. Siria și Iranul au anunțat că în următoarele zile sunt posibile atacuri asupra țelurilor israeliene, dar aceasta încă nu s-a confirmat. Totuși, în urma celor trei raiduri ale israelienilor, s-ar putea spune că suntem aproape de un noi război în regiune, mai ales că Israelul și Siria oficial încă sunt în război. În același timp, administrația americană consideră că oficialitățile siriene au folosit armament chimic în războiul civil din Siria și că aceasta ar putea însemna o provocare pentru forțele americane. Barack Obama, în urma raidurilor israeliene, a menționat că Israelul, ca stat suveran, are tot dreptul să se apere. În primele trei luni, Serbia a realizat o majorare a exportului cu 22% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată s-a majorat și producția industrială, înregistrând o creștere de 5,2% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că economia țării noastre a ieșit din recesiune, s-a comunicat de la Ministrul Finanțelor și Economiei. Doar în luna martie, exportul a înregistrat un record istoric de 857 miliarde euro, pe când importul a stagnat. Giulio Andreotti, premierul italian în mai multe mandate și unul dintre cei mai de seamă politicieni italieni după cel de-al doilea război mondial, a decedat astăzi în etate de 95 de ani, anunță presa italiană. Andreotti a fost o figură dominantă politică italiană după cel de-al doilea război mondial și până în anii 90, când și-a depus demisia la funcția de premier. Andreotti a participat la formarea și adoptarea Constituției Italiei. A fost membru al Parlamentului timp de 60 de ani. De 7 ori a fost ales la funcția de premier, iar în câteva guverne a fost ministrul afacerilor interne, ministrul apărării și ministrul afacerilor externe. Din cauza unor suspiciuni că a avut unele colaborări cu mafia italiană, Andreotti a fost arestat și condamnat la închisoare timp de 24 de ani. Tribunalul italian l-a eliberat de acuzații că ar fi avut orice legătură cu mafia italiană. Mâine în Serbia va predomina vreme schimbătoare cu ploi locale însoțite de descărcări electrice, fiind posibile și intemperii de o durată mai scurtă, grindină și vijelii, se comunică de la Institutul de Hidrometeorologie al Serbiei. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 18 grade, iar maximele zilei se vor încadra între 22 și 27 de grade Celsius. În Serbia până vineri va predomina vreme însorită, doar în orele după amiezii fiind posibile ploi locale. Începând cu ziua de vineri în regiunile nordice, apoi în zona de vest și sud-vest vor avea loc înnorări cu precipitații mai abundente. Timpul se va răci treptat. Stimați telespectatori, am transmis telejurnalul. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc o seară plăcută în continuare.